Bună ziua, dragii noștri ascultători, Viva FM, ne regăsim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, o emisiune în care vom discuta despre această perioadă în care am fost și încă mai suntem sub coduri galbene, portocalii, ninsoare, viscole, ger și așa mai departe. Ne-am gândit să discutăm despre sistemul școlar, ce se întâmplă cu elevii și școlari și preșcolari în această perioadă. O avem alături de noi, invitată pe doamna Florentina Luca Moise, inspector general școlar Neamț. Bună ziua, era să zic bună dimineața, bună ziua, doamna inspector, bine ne-am regăsit. Bună ziua și chiar că bine că ne revedem și vă mulțumesc frumos pentru invitație în emisiunea Mare dumneavoastră. drag. Cu mare drag, doamna inspector, și așa cum am spus, haideți să vorbim puțin despre măsurile pe care le-ați luat în această perioadă. Știm că au fost și școli închise, s-au redeschis, ați redeschis activitatea. Care este situația la Neamț? Da, este o situație ținută sub control. Acum am revenit la normal în toate unitățile de învățământ, chiar dacă în ultimele 3 zile frigul ne-a cam pus așa pe jar, cum s-ar spune. Pentru noi nu a fost greu în ceea ce privește desfășurarea procesului instructiv educativ în interiorul incintelor a unităților de învățământ, pentru că încă din toamnă, vară, colegii mei s-au preocupat de achiziționare de combustibil, lemne sau alte surse de încălzire și au verificat centralele și au pus microbuzele la punct cu ITP-uri și am verificat acest aspect. Chiar am făcut și un raport al inspectorului școlar general, pentru că prea bine știți că noi vara nu prea ne luăm concedii, pentru că nu avem cum. Se termină cu examenele de bacalaureat, evaluări naționale și alte examene și urmează pregătirea unităților de învățământ. Noi vrem să fim furnicuțe, nu greierași, da? Cred că Greierașul n-ai ieșit. iarna cântă la Da. vioară. În schimb, cu vremea nu te pui și cu condițiile meteo și, într-adevăr, și județul Neamț a fost afectat de ninsori. Unele drumuri au fost închise, dar într-o strânsă legătură cu colegii mei directori și o comunicare eficientă între inspectoratul școlar și unitățile de învățământ, unități de învățământ și părinți, prin grupuri de WhatsApp, clar, nu am pus în pericol viața niciunui copil, pentru că până la urma urmei asta contează. O Exact. preocupare permanentă a fost și pentru cadrele ale mele, da, Ale le dumneavoastră, că păstrez pe toate în suflet, da. așa e. Și încă din prima zi, când ninsorile au acoperit și au ridicat probleme în unele localități, m-am întâlnit cu directorii online imediat și am luat hotărârea de a suspenda cursurile în prima seară în 6 unități de învățământ, iar dimineața la ora 6 ne-am întâlnit online a doua zi și am suspendat cursurile până la 20 de unități de învățământ. După ce autoritățile locale și județene și-au făcut treaba și au reușit să desfunde acele drumuri, să intervină cu utilaje pe drumurile afectate de zăpadă, bineînțeles că noi unele le-am redeschis, altele au rămas închise. Nu s-a ridicat problema transportului copiilor cu microbuzele școlare, pentru că încă din prima zi a fost prima mea preocupare ele să fie echipate, toți șoferii să se gândească din timp dacă vor porni sau nu, iar dacă se ridicau probleme tehnice, cu siguranță și acolo interveneam și niciun copil nu aștepta în frig. E clar că în fiecare secundă din aceste ultimele 3 zile, când vedeam și în mass media și în ședințele oficiale organizate de prefectură și informările făcute de ISU, credeți-mă pe cuvânt că mi-a trecut prin cap fiecare elev navetist, pentru că avem peste 6.000 de elevi
navetiști care fac naveta de la domiciliu către unitățile de învățământ, liceal sau profesional din județ. Și încă de marți am luat hotărârea ca fiecare copil să fie informat prin grupurile de WhatsApp ale unităților de învățământ Deci, în total respective. sunt 6.000 de Peste elevi, da, care 6.000, fac da, naveta. care fac naveta de la din localitatea de domiciliu către licee și școli profesionale. Și atunci i-am spus, oare cum ajunge copilul respectiv până în Piatra Neamț sau în Roma sau în Târgu Neamț, la licee sau la Borca, dar în acele licee. Și m-am asigurat pentru fiecare copil navetist că nu părăsește localitatea de domiciliu spre unitatea de învățământ și că acolo absențele fiindu-le probabil motivate, cu siguranță motivate de către diriginți, iar diriginții s-au preocupat și au anunțat în zonele de risc să nu părăsească. Apoi s-a pus problema în aceste zile ca copiilor care fac transportul cu microbuzele școlare în interiorul localităților, dintr-un sat în altul sau până la școala de centru. Și atunci am luat legătura cu fiecare director și că mi-a făcut o situație și am monitorizat din oră în oră această situație, pentru că pe lângă riscurile că poate se defectează în mers, poate nu pornește, vă dați seama ce înseamnă să nu pornească un microbuz la minus 15, minus 18 grade și copilași preșcolari sau mici sau oricare viață umană să rămână acolo în stație 30 de minute, 40 de minute până se repare un microbuz. Nu am avut situații din acestea pentru că s-a gestionat din timp și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor directori care au înfruntat aceste neplăceri, dar în același timp și tuturor și personalului didactic auxiliar și nedidactic, mai ales celui nedidactic, pentru că am avut cazuri și credeți-mă pe cuvânt că m-am gândit la fiecare doamnă de serviciu care a trebuit să se trezească poate la 3-4 dimineața să facă focul, să aștepte copilașii în căldură. Și le mulțumesc infinit pe această cale, pentru că toți sunt colegii mei și că am pus umărul ca să meargă lucrurile Categoric. așa cum trebuie. Și cu siguranță că a fost nevoie și de implicarea bărbaților și nu numai, pentru Da, că da, și zăpada a trebuit da, da. curățată în Așa mult din este, unitățile de așa este, învățământ. așa este. Și în perioada aceasta cred că nu ne-am mai uitat. Dacă suntem femei sau bărbați, am pus mâna pe lopată cu toții și am curățat Da, zăpada. e, pentru că copiii nu trebuie să sufere Să și sufere, nici da. personalul didactic, care poate sunt colegi care au catedra în două, trei unități de învățământ. Și dacă viața le era pusă în risc cu această situație, e clar că au fost supliniți de alți colegi, acolo Aici v-am unde să nu s-a întreb, au putut. fost poate și profesori sau cadre didactice care n-au reușit să ajungă la cursuri în perioada aceasta Da, din cauza zăpezii? acolo unde s-a suspendat activitatea în unitatea de învățământ, e clar că nici profesorii nu au ajuns la unitatea de învățământ. La noi în județ nu a fost cazul de ore online, ci de grafic de recuperare care s-a aprobat în Consiliul de Administrație a unității de învățământ, apoi în Consiliul de Administrație a Inspectoratului Școlar, care s-a întrunit de urgență și am acceptat varianta propusă de fiecare unitate de învățământ. Bun. Unitățile de învățământ s-au deschis începând cu data de 10 o parte dintre unități. Ieri mai erau probleme doar la două structuri din două comunități locale. Era vorba de o situație a preșcolarilor și fiind și de vârstă mică, am acceptat tot în Consiliul de Care sunt Administrație aceste să nu. unități care încă mai sunt închise, doamna Nu inspector? mai sunt închise Nu mai astăzi, sunt. toate unitățile de Funcționează. învățământ din județul Neamț sunt deschise. Am înțeles. Deci toată lumea e la activitate, deși Da. temperaturile au mai rămas încă scăzute, drumurile au fost curățate și practic accesul elevilor și a profesorilor este deschis. Bun, în cazul în care, eu știu, se anunță din nou condiții meteo nefavorabile, presupun că veți lua aceleași măsuri, nu? De închiderea unităților școlare. Deloc.
Pe loc, că e ora 21, că e ora 6 dimineață, ne-am format un stil de lucru în județul Neamț în care comunicăm eficient și chiar dacă mă aflu la domiciliu și dumnealor la domiciliu, ne sfătuim și luăm cele mai bune decizii. Dar de cele mai multe ori sunt alături de dumnealor pe teren. Eu nu mă duc să-i cert, eu mă duc să luăm decizii împreună, cele mai bune pentru copii. Bun, am înțeles. Acum să sperăm că vremea va ține cu noi pe viitor, numai că știm prea bine că județul Neamț e, da, zonă de Ca și munte așezare geografică, da. Ca și și așezare geografică sunt ne putem aștepta să mai vină. Am înțeles că o să mai vină niște ninsori, dar să sperăm că nu la fel de... temperaturi scăzute care ridică probleme atât pentru transport, cât și pentru parcurgerea drumului. Până la Exact. școală. Aici e problema, că în interiorul, în incinta unității de învățământ, v-am spus, este verificată și că m-am preocupat telefonic, personal, am mers, am verificat, am făcut statistici, am vorbit cu domnii primari, acolo unde încă mai erau probleme. S-au alocat toate sumele și toate fondurile și nu există unitate de învățământ care să nu aibă stoc de lemne sau să aibă vreo centrală defectă sau vreun coș de fum neverificat. Bun, înseamnă că vă preocupați ca nimic să nu lipsească, și pentru că noi am avut o emisiune anul trecut, am început 2024. Știm foarte bine că ați încheiat anul cu multe proiecte pe care le-ați finalizat și Da. trebuie să menționăm faptul că aveți multe proiecte și pentru anul acesta, nu? Foarte multe proiecte și vă invităm alături de noi să povestim despre aceste proiecte. Vom începe o serie de întâlniri cu părinți în ceea ce privește alimentația elevilor, pentru că am terminat întâlnirile cu elevii, cu cadrele didactice, dar acum trecem la artileria grea părinții, da? Așa. Așa, și că avem multe proiecte în ceea ce privește violența, bullying-ul, ne axăm pe foarte multe întâlniri cu părinții, interacțiuni directe cu elevii pentru prevenție, pentru cam toate problemele care se ridică și în care familia va avea un rol fundamental. Bun, deci proiectul acesta pe parte de alimentație, până la urmă, ce v-a determinat să faceți aceste modificări? Ce m-a determinat pe mine ca om mergând pe stradă și văzând că poate uneori copiii din zilele de astăzi nici să alerge, nu mai știu, Da. m-a determinat o problemă destul de gravă în urma unor discuții cu medici diabetologi care din Neamț care mi-au ridicat această problemă și mi-au spus că cresc aceste cazuri de diabet zaharat la copii. A unor fundații și ONG-uri care au venit către inspectoratul școlar, către mine personal, către director de unități de învățământ și vor să desfășoare în regim de voluntariat activități sportive cu elevii din județul Neamț, m-a determinat o statistică făcută și pusă la dispoziția mea de către DSP Neamț și mulțumesc pe această cale doamnei dr. Marcoci Daniela pentru implicare și vom avea multe proiecte împreună. De asemenea, vreau să cooptez în această echipă și alți specialiști, profesori, doctori, poate din orașe mai mari, din județe mai mari, care au și centre universitare și au specializarea, cum ar fi Iași, poate alte localități apropiate de județul Da. Neamț.
Cu siguranță subiectele sunt până la finalul anului școlar, dar și calendaristic, pentru că nu începem astăzi și terminăm în septembrie. Acesta, problemele la copii, atâta timp cât avem copii, avem și bucurii, dar și necazuri, da? Și E o vreau să vorbă, mă spun. iertați, doamna inspector, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme Copii mari. mari, probleme mari. Vreau să fiu alături de părinți și le-am înțeles găoful. Am avut la mine în birou atât copii care mi-au cerut, elevi care mi-au cerut ajutorul, dar și părinți. Sunt foarte mulți copii cu intoleranțe la anumite alimente. Eu vreau să știu exact în școala din Neamț cum se intervine ameliorativ asupra acestor probleme, dar și practic. Știți cum prevenția o poate face un specialist. Controlul îl pot face alți specialiști și alte instituții ale statului, dar eu, ca inspector școlar general, eu vreau să știu exact ce se întâmplă practic. Avem fluxurile în grădinițele cu program prelungit pentru copiii cu intoleranțe. Comunitatea locală alocă aceste sume pentru achiziții de mese separat, acâmuri separat. Avem posibilitatea încheierii contractelor cu nutriționiști pentru acei copii, pentru că este suficient un bob dintr-un anumit aliment și să-ți facă acest copil un șoc anafilactic într-o instituție de învățământ. Da, Eu vreau asta să e. ajungem în acele chioșcurile din curtea unităților de învățământ. Comercializează produse și pentru copiii diabetici, pentru copiii care suferă de anumite intoleranțe sau stau copiii cu bănuțul în mână în fața Și n-au chioșcului ce și nu au ce cumpăra. să-și cumpere. Exact. Doamna inspector, vă întrerup câteva minuțele, suntem nevoiți să luăm o scurtă, scurtă pauză și revenim că subiectul e tare, tare interesant. Nu plecați de pe Viva FM, revenim în câteva minute, dragii noștri. Bine. Bine, ne-am regăsit după această scurtă pauză. O avem alături de noi pe doamna inspector general școlar, doamna Florentina Luca Moise. Revenim, așa cum am rămas înainte de această pauză, pe partea aceasta de chioșcuri din curtea unităților de învățământ, chioșcuri unde sunt doar anumite alimente, doamna inspector, iar copilașii care au fie alergii sau fie intoleranțe sau nu știu, suferă de diabet sau să spunem, nu au ce achiziționa. Ce măsuri veți lua în aceste moduri? Eu nu am cum să iau măsuri asupra calității produselor din unitățile din chioșcurile care sunt Există. există. Licitațiile nu le-au făcut nici inspectoratul școlar, legislația nu a stăpânit-o inspectoratul școlar. În schimb, am avut întâlnire cu agenții economici și cu directorii unităților de învățământ care au chioșcuri în curtea unităților de învățământ cu produse alimentare. Și agenții economici au înțeles exact ceea ce ne dorim noi, ce-mi doresc eu pentru copii. Și cu siguranță că dacă au mai fost derapaje s-au reglat. Și vă spun că eu nu merg în control pentru că nu am această competență să-i controlez eu. Cei Eu de la le-am protecția sesizat. consumatorului. Da, dar în același timp să știți că cei mai buni și au făcut treaba foarte, foarte bine elevii. Pentru că prin Consiliul Elevilor eu am o legătură foarte strânsă cu Consiliul Elevilor la nivelul județului Neamț și că ne întâlnim atât într-un mediu formal cât și informal și că poate mă avantajează și statutul meu de mamă cu elevii deja liceeni, Cu da? siguranță. Și da. Și cele mai multe vizite și cele mai frumoase vizite la mine la birou sunt cele făcute de elevi din unitățile de învățământ. Și îmi povestesc atâtea și atâtea informații aduc și atât de clare și simple, fără să ne învârtim așa Jurul cozii, cum s-ar da, spune. jurul cozii, cum s-ar spune.
Da. încât dacă și am ajuns la un plan de lucru în ceea ce privește subiectul pe care îl abordăm acum amândouă și că ei sunt cei care sesizează dacă sunt derapaje organele statului. Și să știți că funcționează, pentru că fiecare clasă are câte un președinte, un reprezentant al elevilor. La nivelul unității de învățământ este o persoană responsabilă și o persoană care face parte din Consiliul Județean al elevilor. Și Exact. atunci ei își transmit informația și știu cel mai bine care sunt copiii care suferă de anumite boli, colegii care au nevoie de o altfel de alimentație. Și atunci ei au mai mult curaj să vorbească între ei, să Da. transmită, iar eu sunt cea din spate care îi sprijină. Și atunci când au fost derapaje, să știți că ei au sunat în secunda 2 la inspectoratul școlar, m-au anunțat, eu mai departe am anunțat alte organe ale statului. Vom face și o verificare împreună cu instituțiile care au competențe Da. în acest domeniu, dar eu, principala mea preocupare este sănătatea copilului și copilul să fie bine și bineînțeles că nu pot face acest lucru singură, ci alături Exact. de directorii unităților de învățământ, de cadrele didactice, de personalul didactic auxiliar, nedidactic, de elevi, de familiile acestora și trebuie să știe cu toți și vreau să-i anunț pe această cale și vă mulțumesc că am această posibilitate, că sunt alături de dumnealor până mă voi asigura că toate problemele apărute și-au găsit rezolvarea. Foarte frumos, doamna inspector, pentru că și eu sunt mamă la rândul meu și te mulțumesc la așa, la perioada preadolescență și știm că se întâmplă în unitățile de învățământ fel și fel de situații, aceste cazuri de bullying și de agresiuni și de Da. șicane între elevi. Ce măsuri luați în acest aspect? Și încă un lucru care m-ar interesa și aș vrea să-l punctăm puțin, deși timpul e scurt, asta e că emisiunile astea au nevoie de un spațiu mai mare. De exemplu, sunt unități de învățământ unde directorii au luat hotărârea, da, să nu deschidă acele terenuri de fotbal, unde fac ei orele de sport elevii. Cum e în Neamț? Pot intra copiii și în afara programului școlar pe acele Da, terenuri să joace, să facă pot sport? intra copiii Bun. în afara programului pe acele terenuri, le pot folosi, Bun. bineînțeles, cu niște cu reguli de bun simț, atât de folosirea spațiului, că nu vandalizăm un Exact. spațiu al școlii. Vedeți, dumneavoastră, că aici e o chestiune tot de educație, care ține tot de educație, iar petrecerea timpului liber poate fi un subiect care trebuie abordat atât în întâlnirile din ședințele cu părinții, da? Petrecerea timpului liber a fiecărui copil și dacă alege să-și petreacă timpul liber pe terenul unității de învățământ, mai ales că e o unitate de învățământ, probabil că am văzut majoritatea și aleg terenurile respective de sport în funcție de școala unde merg, pentru Învață, că da. este locul pe care îl cunosc, este din cartier, se adună mai mulți acolo și au fel și fel de activități. Dar eu sunt ferm convinsă că dacă mai sunt colegi care au reticențe, colegi directori Da. la deschiderea acestor terenuri, trebuie să înțelegem că școala este a comunității, nu a cuiva personal. Păi dacă ne plângem că ai noștri copii nu fac mișcare, nu fac sport și trebuie să recunoaștem că tot ce înseamnă sport în particular costă foarte mult și nu-și permit toți părinții și atunci unde e locul unde poate să meargă copilașul la joacă? Pe terenul de fotbal, de sport din curtea școlii. Cel puțin pe vremea mea, ani în urmă, noi așa ne jucam. Așa este și sunt foarte mulți copii care își petrec timpul așa și nu poate decât să fie o bucurie pentru o mamă știind că în loc să stea poate țintit cu ochii într-un calculator, fiecare copil are nevoie Da. de acea bucurie
bucățică de timp, de petrecerea unui timp liber în aer, să facă Exact. mișcare și încurajez acest aspect. E Să știi foarte că important. mâine avem o întâlnire cu directorii și că colegii noștri avem foarte multe teme în discuție, atât cu schimbarea metodologiei privind mobilitatea personalului didactic, simulările evaluare națională și bacalaureat, portofoliul managerului de unitate de învățământ. Avem foarte multe burse, foarte multe aspecte și puncte pe ordinea de zi, dar voi aborda și această problemă încă o dată. Da, ar fi foarte frumos și chiar ne bucurăm să auzim că aveți această inițiativă legată de sănătatea copiilor, privind alimentația, privind sportul și pentru că ne apropiem de final, ce măsuri veți lua vis-a-vis de acest fenomen și anume bullying-ul? Știm foarte bine și am discutat și în emisiunile anterioare că și anul trecut ați mers în unitățile de învățământ, ați verificat situația, ce se Da, întâmplă. am mers în unitățile de învățământ, am verificat situația, am fost noi Exact. inițiatori a unor activități la inspectoratul școlar și nu puține, o dată pe lună organizăm și aducem specialiști pentru colegi dirigenți, pentru consilieri școlari, pentru directori, pentru părinți, atât întâlniri online cât și față în față. Avem protocol parteneriat cu Baroul Avocaților Neamț și am vorbit în nenumărate rânduri cu specialiști. Merg avocații în unitățile de învățământ. Noi reușim la Neamț acest lucru. Avocați din Baroul Neamț merg în unitățile de învățământ și că prin rotație la orele de dirigenție intră și că le explică copiilor riscurile și în același timp o colaborare foarte bună cu biserica. Am intervenit și pe această parte, în preoții, că să intervină și să înțeleagă anumiți elevi ce înseamnă să agresezi, că o agresiune nu numai fizică, ci și verbală, emoțională, șantajul emoțional asupra copilului nu este absolut deloc bun și nu duce la o generație sănătoasă. Din păcate, cele mai multe petiții sunt tot pe bullying. Și Aoleu. vom continua această luptă, Da. și vom continua cu toate forțele noastre și cu toți specialiștii pe care reușesc să-i aduc în Neamț și să punem în practică cele mai bune metode pentru a înțelege. Noi putem face prevenție, altceva nu putem să facem. Foarte important și chiar vă felicit și apreciez foarte mult ceea ce faceți vis-a-vis de partea aceasta legată de bullying, pentru că fenomenele sunt îngrijorătoare. Și asta este. Și noi, părinții, am vrea să facem mai multe, însă nu prea avem cum. Suntem legați de mâini și de picioare și de aceea directorii de unități de învățământ, chiar și eu cu această ocazie fac apel să se ia măsuri mult mai drastice, pentru că fenomenele astea din timpul copilăriei și aceste fenomene de bullying, de agresivitate, vor merge peste ani și vom întâlni adulți cu fel și fel de probleme. De ce? Din cauza copilăriei. Și e Așa foarte este, așa important. este. Știți că e vorba și de rănile din copilărie și Exact. că ne urmăresc o viață întreagă ca și Exact. adulți. Și undeva, dacă avem derapaje ca și adulți, e clar că undeva în copilăria În noastră copilărie, da, s-a întâmplat ceva. nu a fost în regulă. Și de aceea copilul nu trebuie pedepsit, copilul trebuie înțeles și Așa e. intervenit asupra situației și regulile să fie reguli pentru toată lumea. Corect, corect. Doamna Florentina Luca Moise, inspector general școlar Neamț, vă mulțumesc din Și suflet eu vă pentru această mulțumesc. frumoasă emisiune. Îmi pare rău că timpul este limitat, asta e, dar promit și vă invit cu mare drag și pe viitor să discutăm despre tot ceea ce faceți dumneavoastră frumos acolo în județul Neamț pentru Frumos pentru viitorul, până apreciere. la urmă, viitorul țării noastre. Mulțumim Așa și să este. aveți un an cu spor și cu realizări.
Vă Dea îmbrățișăm. Dumnezeu și la dumneavoastră și la toți cei care vă urmăresc. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos, toate cele bune. Doamnelor Toate și bune! domnilor, dragii noștri ascultători Viva FM, încheiem aici pentru că așa e, timpul e limitat. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Nu plecați de pe frecvențele Viva FM. Vă mulțumesc, zi frumoasă!